pentru nopțile de Crăciun și Anul Nou, noaptea de 24 spre 25 și 31 spre 1. Nu vor fi restricții referitoare la ora până la care vor fi deschise restaurantele sau vor fi funcțional operatorii economici, deci pot fi pe toată durata nopții, dar cu limită de 50% la locurile care pot fi ocupate și cu prezentarea certificatului de vaccinat trecut prin boală sau testat. Totodată, la unitățile de cazare, unde nu există limită la capacitate, până acum erau doar permise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, acum se introduce și persoanele, se introduc și persoanele testate. Astea sunt modificările principale care vor fi propuse spre a fi adoptate prin hotărârea de guvern.